Așa este, când vorbești și ești total în afara subiectului. Ce înțelegeți prin legea salarizării unitare? Cred că ar fi prima întrebare. Unitare, din punctul dumneavoastră de vedere, înseamnă că toată lumea are salariile la fel? Asta nu se poate. În ceea ce privește testările, dacă în alba se testează altfel decât sunt criteriile, înseamnă că o fac ilegal. Pentru că criteriile de testare sunt aceleași pentru toată țara. Iar în ceea ce privește primul criteriu de testare la care făceați referire, vi-l citesc eu. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar, conform definiției. Deci simptomatice, atenție, simptomatice. Dacă are febră, dacă este deja, are toate simptomele bolii respective. Dar dacă medicul a intrat în contact cu un bolnav de COVID și nu știe, n-are de unde să știe acest lucru, nu poate fi testat nici măcar contracost pe banii lui. Că așa sunt criteriile. Urlăm de 2 săptămâni, schimbați criteriile de testare, pentru că acum sunt aparate și teste. Nu mai vorbiți de Craiova, cred că este singurul județ care are 4 aparate de testare, județul Dolj. 4 aparate de testare. Le-a cumpărat administrația locală, nimic de la guvern, nimic. Din 500 de milioane cât au plătit până acum administrațiile locale, doar 17 milioane vin de la guvern pentru această criză sanitară. De la universitate există, de la Universitatea de Medicină există un PCR, există unul care este la Spitalul Județean și 2 la Primăria Municipiului Craiova. Și care testează, toate testează. Dar aveți criterii proaste, nu pot să fie folosite la capacitate maximă. Asta încerc să vă explic de mai mult timp, de 2 săptămâni.